La sfârșitul acestei săptămâni, piața Ovidiu din Constanța a fost mai animată ca oricând. Ea a fost transformată în platou de filmare pentru noua peliculă de acțiune în care joacă actorul american Steven Seagal. Noul film se numește Contract to Kill, iar Seagal îl are ca partener pe Russell Wong. Filmările s-au derulat până acum în Mexic și în Istanbul, iar echipa s-a mutat pentru câteva zile în Constanța. Filmările la această peliculă au atras privirile multor trecători care s-au oprit să admire acțiunea. Din câte am știut, s-a mai tras filmele la noi în România cu Steven Seagal și cred că avem o prestanță destul de bună pentru... Îi place în România? Posibil, îi place la noi în România și posibil și costurile sunt mai mici de... pentru că se trag filme la noi. Steven Seagal a mai fost în România, nu este la prima lui venire, la prima lui filmare aici. Nu știu, să sperăm că o să fie un film de succes. Practicant al artelor marțiale, Steven Seagal este unul dintre cei mai prolifici actori de filme de acțiune. Este deținătorul unei centuri negre în Aikido și este primul străin care s-a instruit într-un dojo din Japonia. Mai târziu, el s-a mutat în Los Angeles, California, unde a debutat ca actor în filmul Above the Law, în anul 1988. Până în 1991, el a jucat în 3 filme de succes și urma să devină faimos datorită filmului Under the Siege din 1992.